La Radio România Cultural astăzi este ziua al George Enescu și îl o celebrăm printr-un triplex. Marin Cazacu, Șerban Lupu și Mihai Constantinescu. Marin Cazacu, ai un recital în cadrul Festivalului Enescu și Muzica Lumii chiar la casa lui George Enescu, Vila Luminiș, nu-i așa? Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, astăzi la ora 17, chiar în Casa Memorială George Enescu, va avea loc un recital unde vor participa tineri din cadrul Orchestrei Române de Tineret și l-am și intitulat Enescu la el acasă, unde se vor interpreta lucrări de George Enescu pentru vioară și violoncel. Iar după aceea, la ora 19, la sala Cazinoului din Sinaia, va urma concertul Orchestrei Române de Tineret dirijată de maestru Cristian Mandeal, care va interpreta două capodopere ale muzicii universale, Sinfonia 5-a de Beethoven și a 5-a de Șostakovici. E o vibrație specială, Marin Cazacu, în această zi, acolo, la Cumpăt, în Vila Luminiș? Este, în general, această zi de 19 august, așa ar trebui să fie, pentru că, așa cum data de 15 ianuarie a intrat în conștiința românilor ca fiind ziua de naștere a lui George, a lui Mihai Eminescu și a devenit deja și ziua culturii române, mi-aș fi dorit și m-aș bucura tare mult ca și data de 19 august să intre în conștiința poporului român, pentru că el este cel care ne reprezintă, de fapt, în lume, alături de Constantin Brâncuș, Mircea Eliade și Emil Cioran și atâția alții. Și să devină ziua muzicii române, 19 august? De ce nu? De ce nu? De altfel, de festivalul pe care l-am inițiat aici la Sinaia, Enescu și Muzica Lumii, a luat naștere datorită acestui fapt că data de 19 august coincidea cu ziua de naștere a lui George Enescu și în casa lui a început acest festival și iată îl încheiem și astăzi în acest festival. Marin Cazacu, ești cel care de câți ani organizezi acest festival? Ne aflăm la cea de-a 15-a ediție. O ediție aniversară în cele din urmă, nu-i așa? Așa este, aniversară cu foarte multe evenimente, cu foarte mult public și cu foarte mulți iubitori de muzică și, bineînțeles, de muzică bună. Un promotor extraordinar al muzicii enescene, atât în România cât și peste hotare, este violonistul și profesorul Șerban Lupu. Bună dimineața, Șerban! Bună dimineața! Ce se întâmplă la Brașov, în cetatea muzicală a Brașovului? Iată că festivalul nostru a ajuns deja la cea de a 10-a ediție aniversară și ca întotdeauna de ziua lui Enescu celebrăm interpretând diferite lucrări. De data aceasta o să aniversăm timp de două zile. Astăzi voi interpreta împreună cu Irinca Dumitrescu celebra sonată în caracter popular românesc pentru pian și vioară, iar dânsa va interpreta melodii și Carillon Nocturne, acea minunată piesă pentru pian, iar mâine voi interpreta în prima audiție mondială o piesă de George Enescu care am descoperit-o eu și am aranjat-o din schițele sale, Impresii în stil românesc pentru vioară solo, și de asemenea vom interpreta împreună cu pianiștii Carina Șabac și pianistul chinez Xing Xin pastorală, menuet trist și nocturnă pentru vioară și pian la patru mâini. Șerban Lupu, te aștept aici în studioul Radio România Cultural să ne prezinți și nouă această lucrare în prima audiție absolută. Cu multă plăcere, este o lucrare plină de virtuozitate și de folclor și de un farmec deosebit. Așadar, avem la Cumpătul, la Sinaia, celebrare George Enescu, avem la Brașov, dar ne pregătim și de concursul internațional George Enescu, nu-i așa? Mihai Constantinescu. Da, bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că am și eu această ocazie de a prezenta concursul George Enescu din acest an, desfășurat, după cum știți, pentru prima dată în afara festivalului. Se pregătesc că toate jurile, toată lumea se pregătește pentru cele peste 40. Sunteți în bloc starturi, nu-i așa? Da, vor avea în loc peste 40 de concerte în perioada 6-27 septembrie. Locurile deja sunt ocupate, nu ne-am așteptat să fie un aflux atât de mare de public. Într-o zi am reușit să acoperim toate selele de concurs pentru toate etapele. Sunt 240 de concurenți din 36 de țări. Așteptăm cu interes să vedem ce stea va răsări în această ediție a concursului. Aș vrea să o frază de la fiecare dintre dumneavoastră, Marin Cazacu, Șerban Lupu și Mihai Constantinescu, în viziunea dumneavoastră, ce înseamnă George Enescu la ora actuală pentru România? Marin Cazacu.
Este evident că este una cea mai mari personalități care ne prezintă în lume și așa cum a spus mai devreme, George Enescu merită să-l sărbătorim și la noi acasă și bineînțeles să-l promovăm în toată lumea. Mi-aș fi dorit, așa cum am spus, ca ziua de 19 august să intre în conștiința tuturor românilor ca fiind o zi specială, pentru că unul dintre cei mai mari români, așa cum spunea Pablo Casas, cel mai mare fenomen după Mozart, l-a numit la vremea respectivă, merită să fie cunoscut de toată lumea. Șerban Lupu. Enescu este un compozitor care este din tot timpul modern, care prin muzica sa devine tot mai cunoscut în lume și stilul său de scris a devenit deja un fel de, a intrat în limbajul universal, din ce în ce mai mulți interpreți în întreaga lume îl înregistrează și îl cântă și trebuie să socotim asta un lucru foarte bun, nu numai pentru români, dar pentru întreaga lume muzicală. Mihai Constantinescu. Enescu face parte din categoria oamenilor care fac diferența în viețile multor oameni, îi inspiră și îi ajută să crească, ajutând în același timp România să crească, să conteze, așa cum este și sloganul concursului Enescu din acest an. Marin Cazacu, Șerban Lupu și Mihai Constantinescu, vă mulțumesc și rămânem cu speranța pe care, iată, am plămădit-o în acest triplex ca 19 august să se transforme, de ce nu, într-o zi a muzicii românești. Vă mulțumesc încă o dată!